Mașina trecea prin pasajul Unirii în momentul în care pasagerii au simțit miros puternic de fum. Imediat, focul a cuprins partea din față a mașinii sub capotă, în zona radiatorului. Pe imaginile surprinse de camerele de supraveghere se vede cum autoturismul rulează pe banda a doua. Când pasagerii au reușit să coboare și să se îndepărteze, mașina ardea deja ca o torță. Echipajele de pompieri au pătruns în interior cu autospecele de stingere de mare capacitate. Incendiul a fost localizat și stins în timp foarte scurt. Principala problemă a fost reprezentată de cantitatea foarte mare de fum generată de incendiu și, evident, în câteva minute, instalațiile automate de stingere au reușit să evacueze fumul astfel încât să fie și vizibilitate și, în același timp, să nu mai fie niciun pericol pentru ceilalți participanți la trafic care se aflau în autoturisme. În tot acest timp, alte mașini fie au fost oprite în pasaj, fie au trecut în viteză pe lângă autovehiculul cuprins de flăcări. De cum stai? De ceva timp se circulă greu. Pe toată perioada cât durează filmarea însă, nici șoferul mașinii, nici un alt conducător auto aflat în pasaj nu au scos un extintor ca să stingă focul. Speriați, unii șoferi chiar și-au abandonat mașinile în subteran și au fugit de teama unei explozii. Oamenii au sunat la numărul de urgență 112 la ora 9:30. În acel moment, mai multe autospeciale de stingere au pornit spre pasajul Unirii. 8 autospeciale de stingere de la ISU au intervenit la incendiu. În pasaj și pe rampele de acces erau aproximativ 100 de autoturisme. 20 de persoane au fost evacuate de salvatorii ISU. Mai era o speculație care vreau să o explic, că mașina de pompier n-a putut intra, că era prea înaltă pentru pasaj. Nu, mașina de pompier n-a intrat pentru că nu se introduce mașina în beznă, în vizibilitate zero, unde este fum în pasaj. Pompierii pot intra cu furtunurile înăuntru. Pasajul Unirii a fost redeschis la începutul lunii septembrie după lucrări de reparații care au durat 77 de zile și o investiție de 12 milioane de euro. De la redeschidere s-au produs mai multe incidente. Câteva vehicule de mari dimensiuni au rămas blocate, fie în poarta gabaritică, fie în tunelul rutier.